Aducea încălțăminte și haine noi de contrabandă, iar în declarații scria că sunt uzate. Schema unui agent economic din Chișinău, prin care aducea ilegal mărfuri în țară, a fost deconspirată de către vameși. Asta după ce echipele mobile au oprit în trafic un camion al companiei administrate de bănuit. În compartimentul marfar, forțele de ordine au descoperit mai multe loturi de haine, încălțăminte și obiecte de uz casnic, chiar dacă în declarația depusă era indicată numai îmbrăcămintea uzată. Verificările au fost extinse și asupra depozitului de ținut de suspect. Aici, ofițerii vamale au descoperit mai mult saci cu lingerie de corp uzată care este prohibită la import. În total au fost reținute 6.327 kg de mărfuri, valoarea cărora a fost evaluată la aproximativ 3,2 milioane lei. În continuare, procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, împreună cu inspectorii vamal, investigează cazul pentru a identifica toate persoanele implicate în schema de contrabandă. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la 10 ani de pușcărie.